Am revenit politica la ea și în platou domnul Alexandru Lăzescu, redactor șef al revistei 22. Ajunsesem la scena europeană, scena electorală europeană. V-aș propune să începem cu candidații de vârf. Spitzenkandidaten, în candidată, termenul din germană, pentru că reproduce modelul german. Telespectatorii știu, grupurile politice europene și-au desemnat o personalitate care, în cazul în care vor obține cele mai multe voturi, să fie desemnată să formeze Comisia Europeană, după modelul unui prim-ministru național. Acești candidați de vârf, Manfred Weber, din partea creștin-democraților, popularilor, Franz Timmermans, de la, de la socialdemocrații, ceilalți, au fost desemnați pentru a spori vizibilitatea cursei electorale, pentru a ușura dezbaterile, ori vedem că, uh, nu numai la noi, cred că nu e vorba numai la noi, uh, nu ne pasă extraordinar de mult, nici noi cunoaștem foarte bine. Domnul Timmermans uh, s-a făcut mai cunoscut pentru că e vicepreședinte al Comisiei și a interacționat, e socialist, și a interacționat cu PSD, inclusiv uh, le-a adresat diverse reproșuri cum comentați. Multă lume spune că s-ar putea să fie ultima ediție a acestui sistem, pentru că Macron e împotrivă, sunt și alții împotrivă. Uh, da, uitați-vă la noi. Ce are să discută vreo problemă europeană? afară da. de cu corupție nu se discută mai nimic. Deci există și raportari. Există așa într-un fel, dacă ne uităm, unii uh, încearcă să uh, mă rog, să uh, utilizeze un Trend de uh, nemulțumire față de Bruxelles, acum la pe diferite paliere. Nu înseamnă că românii vor să iasă din Uniune, dar există o nemulțumire crescută față de reglementări, față de anumite lucruri. Deci, uh, uh, în plus, unii sunt iritați de felul în care au reacționat Bruxelles față de, de uh, ce se întâmplă la București există canale media care sunt care apasă pe această. Deci încearcă ei cumva să zic da. că... Să fie... un... Deci nu e vorba de un rom asta e o da. prostie. Nu, nu, nu poți să zici... Fi... Dar, 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 dar nu avea expresie politică Nu avea o expresie acum. politică, iar da. în momentul de față nici n-ar zice că are chiar o expresie dar politică. Nu are o expresie partinică. Nu are o expresie explicit eurosceptică. Sunt nuanțe, dacă vreți, pe care și PSD-ul și altele le scot în evidență. La PSD, bine clar că se duce spre o temă și tema aceasta nu e deloc neglijabilă a calității produselor livrate în România de multinaționale. Senzația mea e că a reușit să găsească un cover story, ceva pe care să mizeze într-o abordare eurosceptică. Există. Da. Eu mi-aduc aminte, mergeam acum vreo 2 ani, cred, mergeam spre Otopen, trebuia să plec, nu mai știu unde, și mergeam cu un șofer de taxi și tocmai atunci, doi, trei ani, nu mai țin mie, se făcea Dedeman în zona Băneasa, cum te duci mm -hmm. spre... Uh, acum e terminat, deci e probabil cel mai mare de Dedeman din țară și trecând pe lângă asta, șoferul îmi spunea, Ai, măcar ăsta e de-a nostru. Uh, deci, uh, ideea asta de uh, de ce capătă teren, uh, ea este acum și ajutată... Uh, să zicem așa, mediatic, pe anumite canale, în special Antena 3 și România da. TV, care fac lucrul ăsta, da. deci ea va crește. Și sunt partidele astea care încearcă. Asta ar fi, să zicem, singura legătură cu da. alegerile Dar vi se europeane. pare că naționalismul economic, în diversele lui variante, are șanse în România, în condiții în care sunt milioane de oameni care muncesc afară, unii, sigur, mulți dintre ei nu vor vota nici de acum. În mai, nici, că dacă... Dar suntem totuși obișnuiți, parcă mai, mai obișnuiți decât ne-am fi așteptat la 12 ani de la aderare cu piața unică. Dar, încă o dată, trebuie să facem o distinție între tipul de. între ceea ce vor oamenii. Mă uitam, acum făcea cineva un comentariu apropo de faptul că 52% din millennials din America vor să trăiască într-o țară socialistă sau comunistă. Da, cum în articolul respectiv, în American Interest, asta nu înseamnă că se face coadă la intrarea în Venezuela sau chiar în Suedia. Deci, una e discuția în sine despre, cum să spun, despre cum văd Uniunea, Bruxelles și așa mai departe. Ea va avea importanță pentru că, într-un fel, va, cum să spun, va duce la un tip de abordare atunci când va fi vorba de o, de o creștere a integrării în Europa. Pentru că partidele care se vor opune și vor dori să păstreze o, o structură, în, să zicem, un stat național puternic în Europa, sau oricum cu destule prerogative, vor fi întărite pe acest discurs. Asta nu înseamnă, repet, dintr-un punct de vedere foarte pragmatic, că lumea, că oamenii nu vor să iasă. Și într-adevăr se, se vede asta că nu e numai partea de. gândiți nu sunt taxe vamale, lumea circulă da. cu buletinul și așa mai departe. Lumea nu vrea asta. Dar nu înseamnă neapărat că se simte entuziasmată. Știți foarte de, bine că da. mai puțin de 5% se consideră, în primul rând, de europeni. Da. Majoritatea dar se multă consideră... lume, și aici multă lume, aș spune, care nu greșește deloc, consideră că în spațiul acesta, în peisajul integrării europene, în România și în special prin intermediul guvernului român, ar trebui să joace mai inteligent cărțile și de aici, de aici să spunem un scepticism moderat, difuz. Bun, felul în care joci cărțile, sigur, discuția, și eu sunt de acord, problema e că într-o formă sau în alta noi ne uităm la ce se întâmplă. Avem binomul franco-german, care în momentul de față nu funcționează chiar atât de mic, Există deosebiri fundamentale între Serioase între felul în care Macron vede felul în care ar trebui să evolueze proiectul european no, și care și văd germanii. Da. Sau nu văd germanii. Vorbeam cu cineva care s-a întors recent, un prieten de-al meu, care a fost la un de tur în Germania și a discutat cu oameni din think tank-uri Există o falie semnificativă. Nemții sunt mult mai prudenți, în principal pentru că ei sunt îndemnați de francezi să bagă mâna în buzunar și să sprijine financiar Sudul. Europe, ceea ce electoratul german nu cred că e foarte entuziasmat să facă lucrul ăsta. Pe de altă parte, avem structuri care se opun în mare parte și bruxelles dar în principal germanii. Avem Liga Hanseatică, da, condusă de Olanda. Condusă de Olanda, Olanda da, dar în care sunt da, mulțime, da. Suntem că mici, că mai Nord Stream da. Și Nord Stream 2 a generat foarte multă iritare în Polonia, în țările Baltice, în Suedia față de demersul german și aici merită de spus, astăzi a apărut un articol în Times, care spunea că Manfred Weber, care este, da. să zicem, care speră să ia locul lui Jean-Claude Juncker, a spus că el, el se mă rog, s a îndepărtat de poziția lui Merkel și a spus că el va face tot ce se poate ca să blocheze proiectul. E o discuție pur demagogică pentru proiectul destul de avansat, mă îndoiesc, dar el -a, a făcut declarația asta interesant în Polonia. De ce? Că, seama că. Exact. Un fel de, da. Deci nu e o poziție de fond, dar exprimă, într-un fel, asta vreau să spun, tipul ăsta de iritare da. pe care și el a simțit că, în momentul de față, nu e foarte clar cum se va structura Parlamentul European, e un lucru care, sigur, ar trebui discutat. Dar revenind la asta, deci avem, avem o structură la Vișegrad. noi nu suntem pe nicăieri, deci tu nu poți juca singur. În momentul de față, atât ca țară, cât și ca lider politic, noi nu avem oameni. Deci avem, dacă vreți, așa cum citesc eu lucrurile, avem un Claus Johannes foarte apropiat de poziția germană, și avem un Dacian Cioloș foarte apropiat de poziția franceză. Pentru că a fost cultivat da. de Franța, există niște. Da. Dar guvernul nu e nici al lui Claus Iohannis, nici al lui Dacian da, Cioloș. Dar, în dar, dar, nu dar e discutăm de nicio la poziție. Discutăm da. la da, curente, bun. Dar asta nu înseamnă că dacă ei sunt în zona asta, că avem... e foarte complicat să ai influență. Da. Noi nu avem influență politică, influență economică nu avem nici atâta decât în măsura în care ne-am lipit de un anumit grup. Deocamdată, noi nu avem niciun grup de care să Na, ne lipim. Suntem un e fel un... de atom liber Na. și avem lideri de, mă rog, mediocri, ca să Na. zic așa, în politica externă, pe la Na. nivel e, de reprezentare. Se apropie summitul de la Sibiu, e un summit pe care Juncker, de exemplu, îl vede ca pe o posibilă. Un, un, un posibil start al uh, regândirii. Am mai văzut multe asemenea summit-uri. Uh, are România, și aici mă îndrept și spre exercitarea președinției semestriale de către guvern, uh, nu s-a întărit deloc, nu s-a îmbunătățit deloc uh, rating ratingul României în Uniunea Europeană în aceste luni. Dacă mă uit, eu citesc până în presă internațională. Aproape nu-i pomenită când mai arată. Da, se de mai desta cu Brexit-ul, în afară de ce da. spun nemții, francezii, da. mai, da. mai, mai, mai apărea Sebastian Kurz din Austria. Deci, n-am auzit niciodată să se facă. Nici nu există, dar nici nu da. cred că cineva no, a luat no, foarte no, în no, serios. Noi apărăm doar atunci când e vorba în Parlamentul European da, sau cu, cu, cu legile da. justiției Deci da. hai să fim serioși. Deci, așa sigur, din punct de vedere tehnic, am stat și noi am, am asigurat președinția unor comisii, dar deciziile importante acum să nu ne facem iluzii, în general deciziile importante s-au luat Într-un grup foarte restrâns. Da. Nici nu ar putea funcționa da. altfel. Sigur da. că dar trebuie România să obții... e, bă, e mai degrabă un chairman, un centralizator, un facilitator. Da, nu de secretariat, da, așa. Exact. Deci ai un secretariat, dar de fapt deciziile. Oricum, problema cu Brexit-ul a ieșit din discuție. N-am că... avut noi treabă și nici mai am bine, avut treabă mai, și chiar, chiar, dacă ar fi fost, nu aveam. Dar oricum a ieșit că în momentul ăsta lucrurile s-au dus spre un acest delay și destul de confuzie la mijloc. Pe alte chestiuni fundamentale nu avem nu avem, n avem pârghii, nu avem levier în această discuție, dar vă spun, n a fost nici măcar, nu era pomenit. Singurul, singurul întâmplare a fost că s-a mai făcut un summit în Egipt la care au venit și Iohannis că era formal, ca poziție da, Dar hai să nu ne imaginăm da. Să nu ne imaginăm, în general Să zicem, a fost un cor În afară de, de, de Fran Franța și Germania Era un cor cu, Brita cu Marea Britanie Care până la Brexit încerca A încercat renții din Italia Să ocupe locul ă uh, uh, Britanie a fost da. chiar un Cât a fost la? Uh, da. Nu, da. da, a fost trimis pe da. Tușă imediat. Acum, și acum e clar discutăm de mai... o, o, deci un binom care, cum spuneam, scârție și el și are divergențe și structuri care încearcă să se opună Germania. Știți că era o vorbă foarte <coughs> mă rog, citată adesea că Germania e prea mică pentru lume și prea pe mare pentru Europa. Europa. Deci Problema germană a revenit, în special da, și datorită da. relațiilor cu Rusia și multe da. alte chestiuni care țin de gestiunea Uniunii Europene. Dar noi nu suntem nicăieri, așa ca da. să, nu ne... Bun. să nu să nu fim foarte preocupați. De... că mă uitam România, mă uit așa da. și credu și la aeroport, președinția... Realitatea e da. că a o n-a fost, fost Nu, nu hai să cred fim că, că noi ar trebui să fim să încântați fim ce... dacă nu ieșim prost sunt, uh, sunt zeci nu sau eșim... sute de evaluări făcute de pe fiecare că, punct de uh, pe agenda, de think tank-uri Structurile și, astea da. instituționale de la Bruxelles și în general astea sunt făcute, funcționează așa, inerțial deci faptul că te implici tu și sau nu te implici, mai adun niște hârtii, faci niște lucruri, deci să nu ne imaginăm că, că nici da. alții... Mă întorc că... la rezultatele bruxeleze și strasburgheze, rezultatele alegerilor. Toată lumea vorbește și e un cor, sigur, în mass media europeană, Euroscepticii, mă rog, extrem, folosesc extremiști, sunt mai multe adjective aici. Eu am să folosesc pe eurosceptic pentru că e cel mai cuprinzător. Acolo avem și part, câteva partide extremiste și altele care nu sunt extreme. De fapt, ideea este că, la cum arată așa sondajele și datele electorale, Socialiștii, grupul socialist va scădea mult și va scădea în timp ce un grup eurosceptic, dacă se formează, se reunească, dacă s-o cotim, formațiunea Marinei Le Pen în Franța, AFD-ul în Germania, cât va fi, dacă va fi alegeri scrutin și în Marea Britanie, partidul Brexit al lui Farage, în Italia este Liga. Uh, în Spania deja s-ar putea să aibă și acolo un omolog, Vox. Deja grupul acesta nu mai e unul marginal. Deja s-ar putea să devină cel de-al treilea grup al, uh, al, Europei, pentru că la socialiști multe partide merg greu. Multe partide merg greu. Și aici Germania și mai ales Franța, e, în Franța e dezastru. Nu numai Franța, uh, sigur, Or, da, în 6% în Franța. Da, ei s-au și cu totul, pentru că uh, Acolo avem, deci într-adevăr, avem, de fapt vorbind cu Zichrit Mureșan, care cunoaște destul de bine situația, am povestea că lumea e conștientă că influența acestui grup ori se va dubla, oricum va fi semnificativ da. față de ce acum. Și asta va face foarte complicat, vor, va complica mult negocierile pentru principalele, pentru că nu se negociază acolo. Da. Până acum era destul, da, da, făceai exact. un soi de aranjament da. între socialiști și Popular, Partidul Popular și, și, și cum s-a da. făcut? Am mai făcut cu Rocada, la, se făcea, da. mă rog, alegerea președintele Comisiei, a fost Rocada la Parlament da. între. Schultz și Tahani, uh, acum... Uh -huh. Deci, practic, nu asta era problema. Uh, îi se rezolva mai ușor. Da, acum acum trebuie să participe și ei. Trebuie ac cooptați. Acum va... vom vedea cum se așează. Avem, uh, avem tot felul de formațiuni care vor și din extrema stângă și din extrema dreaptă. După aceea avem formațiuni eurosceptice. Mă uitam acum că, sigur că. că... Uh, Va mai fi o schimbare, e adevărat, nu neapărat va schimba aritmetica dintr-o anumită perspectivă, dar Macron încearcă să-și impună și el grupul lui. Inclusiv în România, pentru că, după părerea mea, busereu se va duce pe grupul Da, dar să Macron. vedem, da, e posibil... Nu, deși nu va rămâne în. Mai urmă. e și o variantă cu ALDE, pentru că înțeleg că ALDE sunt supărați pe... ALDE, da, m-am uitat da. că Guy Verhofstadt da. vrea să-i scoată din alt, Probabil că, dacă Ocum e așa, după se vor alege, duce... Se vor fi după alegeri. Da, probabil. Însă asta îi va duce, cu siguranță, în zona asta. Da. Grupuri Da. da. Însă, una din probleme, în Parlament sigur, da, Va fi și în comisie, va fi un comisar italian și va fi interesant pentru că, deocamdată, așa cum ne uităm, e singurul guvern care merge declarat pe un curs de coliziune cu poziția Uniunii Europene, mai ales în chestiuni de buget, în chestiuni de, de echilibru bugetar. Acum, probabil că o să numească pe cineva flexibil, dar punând rău înainte, poate fi un comisar care să blocheze funcționarea executivului UE. Da, bine, nu Puțin, numai probabil. Italia, e și Polonia și Ungaria. Da, de altfel, da. Italia a, a și propus da. la un moment dat Salvini să facă o axă polonezo-italiană, ele fiind două țări mari. Italia, problema Italiei, că e o economie mare, a treia economie, deci în zona euro e a treia economie, după Germania da. și Franța, da? Deci e o economie mare, economie de economia comparabilă, nu știu dacă e mai mare sau mai dar oricum e, e comparabilă cu economia, economia rusiei. De deci Rusie, de Italia e economiei care are și un grad de îndatorare mare, mă rog. Deci e și o țară care e din G7, Nu, care până la urmă, ne uitându se deloc la, la recomandările deci de la Bruxelles și de la Washington, de data asta a fost vis-a-vis -vis de China, au făcut au semnat memorandumul cu, cu China, cu Xi Jinping, când a fost în vizită în Italia. De cum ce... vei explicați, în uh, paranteză, cum vei explicați faptul că guvernul român uh, nu mai pare activ? A tot fost vorba, uh, dar uh, stăm deoparte în uh, 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 privința uh, Belt and Road, uh? relației cu China. Nu, cred că e un soi de. e destul de complicat acum această poziționare. Eu cred că pur și simplu nu avem nicio părere. Așa, în principiu, merge noi cu chinezii că nu ne arde de urech ceilalți. Dar, din perspectiva guvernului, încearcă acum să joace pe fractura asta transatlantică și atunci încearcă, într-un fel, să cultive, o, un soi de... Dacă vă uitați în și nu trebuie să vă uitați la guvern, trebuie să vă uitați la discursul din zona media care sprijină mm -hmm. guvernul, care în principiu e cu simpatie față de, de Washingtonul conservator, zice deci Washingtonul Trump, în raport cu Bruxelles. Da. Deci, cred că nu va mișca în zona asta foarte mult. Să vedem ce se va întâmpla în continuare. Mai sunt mai puțin de 3 minute. Am spus că vorbim puțin despre Statele Unite. S-a întărit sau nu poziția lui Donald Trump după ce raportul investigatorului special apropo de posibile ingerințe ruse în campania electorală n-a formulat acuzații explicite, sunt însă tot felul de puncte care îi însuflețesc pe democrați în lupta împotriva lui Trump. Și aș vrea să o legăm două minute, mai sunt de relația transatlantică. Bun. Acum, relația transatlantică e minată de multă vreme. Acum se discută mult despre Trump. De fapt, e o ruptură care are rădăcini în trecut, inclusiv din perioada Obama și așa mai departe. Deci lucrurile sunt și țin și nu atât. zona asta, sprijinul din partea Americii a fost de susținut. De sus, de sus. Problema a fost din Europa, în special din Germania. Deci există multe. De la resentimente la interese și așa mai departe. Există un curent anti-american Dar american există și puterni. interesul Americii pentru China ca principal competitor strategic, ceea ce spune Da, ce părerea mea și am scris-o și mi se pare că, de fapt, relația transatlantică, până acum, sigur, și Iranul contează și alte lucruri, da. relația transatlantică, dacă va avea vreun viitor, este legat de disponibilitatea Europei de a se alătura Americi în competiția geopolitică cu China. Problema e că Europa nu e unită, e împărțită între ea, deci eu sunt foarte sceptic Cred că viitorul ne va duce la o ruptură transatlantică definitivă, ca să spun așa, cu o competiție. O parte din Europa, poate o parte va rămâne în zona Americii. Competiția e foarte complicată și, pentru că în America există un sprijin bipartizan în chestiunea, în chestiunea Chinei. Deci, iar un Occident care uh, se fracturează, după părerea mea, pe termen uh, mediu și lung, nu are nicio șansă în această competiție. Problema de fond, mai complicată, după sigur că ne putem uita la America, m-ați întrebat ce face. Nu cred că va modifica da. foarte mult sprijinul pentru Trump, nu are nicio legătură cu Trump personal. E o chestiune da. care ține de chestiuni fundamentale din societatea americană. Partidul Democrat s-a dus foarte mult spre stânga. No. No. Așa că, după mine, aici e principala problemă. Nu știu și cu asta încheiem. Nu știu în ce măsură Joe Biden, care ar putea într-adevăr să fie un contrabandiar, va avea vreo șansă în competiția aici de primări. Aici, aici, ar merita să. Da, e să o discuție cu complicată. E o altă discuție. discuție domnilor și domnilor, a fost Alexandru Lăzescu, Redactor șef al revistei 22. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă urez sărbători fericite și vă dau întâlnire din nou săptămâna viitoare la politica la Iași.